Sfânta liturghie de la Catedrala Eparhială din Drobeta Turnu Severin a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Dudașul Schelei. După Sfânta liturghie a avut loc premiera elevilor olimpici, precum și a copiilor participanți la concursul Pro Viață, organizat de Asociația Anastasia. O să premiem astăzi elevii care s-au calificat la faza județeană și care ne-au reprezentat pe noi ca episcopie și ca județ la faza națională a Olimpiadei de Religie, la faza națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească și de asemenea vom premia echipele, va fi un reprezentant însoțit de coordonatorul grupurilor care au participat la concursul organizat de Asociația Anastasia și Episcopia Severinului și Strehaiei în luna martie, lună dedicată vieții. Concursul s-a numit Pro Viață și echipele, grupurile catehetice care ne-au reprezentat la Patriarhia noastră la București, în cadrul unui concurs catehetic organizat de către Patriarhia noastră. Catedrala noastră cu hramul Învierii Domnului a fost astăzi gazda copiilor care ne aduc învierea sufletească, adică bucuria de a fi cei mai buni dintre cei buni. I-am premiat pe toți aceia care la cele două concursuri de religie, respectiv Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească și Olimpiada de Religie, au luat premii la etapele naționale și județene. O la etapa națională pentru noi e o mare bucurie să avem două premii întâi la clasa 5 și la clasa a 8-a, premiul al doilea la clasa a 11-a și mențiuni și premii speciale. E un moment de suflet, un moment de bilanț neașteptat de frumos pentru noi după timpul care a fost atât de aspru și copiii aceștia arată că, indiferent cât de greu este, atunci când îți dăruiești sufletul lui Hristos și când înveți de drag, vin și rezultatele. Am avut bucuria să fie prezenți în biserica noastră la catehezele pe care le-am ținut foarte mulți copii. În jur de 70 de copii au fost implicați în acțiunile noastre, au participat la cateheze, au participat la Sfânta Liturghie, au realizat un concurs de pricezne în ziua de flori și în același timp s-au bucurat de câteva concursuri pe care noi le-am organizat în această perioadă destinată concursului Rugăciunea în viața mea. Am avut bucuria să primim locul 2 la faza pe eparhie, iar copiii noștri s-au bucurat de acest lucru și sunt convins că aceste activități catehetice sunt spre folosul copiilor, au apropiat părinții de Biserica lui Hristos. Sunt Constantin Mara și am participat la etapa națională a Olimpiadei Cultură și Spiritualitate Românească, o olimpiadă interdisciplinară de limba și literatura română și de religie. Subiectele, deși au fost un pic cam complicate, mi s-au părut mai mult ca o provocare. O provocare să dau tot ce-i mai bun. Deși au fost o provocare, au fost mai mult o șansă de a cunoaște noi texte. Și cred că am dat tot ce-i mai bun, pentru că am obținut premiul întâi, lucru de care mă mândresc, dar mă bucur că mi-am putut reprezenta cu onoare liceul și, bineînțeles, n-a fost doar munca mea, cât a fost și munca doamnelor profesoare. Am participat la Olimpiada Națională de Religie, am obținut premiul special, punctaj am luat 9,2 și subiectele mi s-au părut destul de frumoase, au fost... Mie mi-a plăcut foarte mult și chiar am vrut să fie în genul acesta. Vei mai participa în anii următori? Da, cu siguranță. Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin are hramurile Învierea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.